ultima zi, într-o serie nouă, le-am pus întrebare. Ce înseamnă să fii profesor de literatură? În fine, deci, le pusesem întrebarea. Ce înseamnă să fii profesor de literatură? Ce înseamnă să fii profesor de literatură? Este secretul meseriei. Să te prefaci încă fără niciun efort. Întrebarea se pune de două ori, nu de trei. De trei ori, el se enervează. Mă crede atunci că aștept să-mi răspuns, că o să-l obligi să gândească. Devul îmi merg la aceasta, pentru că al gândi este contrar instinctului. Cum? Mă găsiți imoral. Nu negați. Știu că vă scandalizez. Și totuși toată lumea face asta. Chiar și cei mai mari. Chiar și la teatru, nu? Chiar și Molière. În Avarul, de exemplu, recitiți textul când Harpagon descoperă că i s-a furat caseta. Hoții, hoții, de două ori. Asasinul, ucigașul, de două ori. Dreptate, Dumnezeule drept, de două ori. Specialiștii în psihanaliză vă vor spune că trebuie să emoționezi spectatorul, să-l faci să participe la disperarea personajului. Hai, trebuie să reziști o oră și jumătate, asta e tot. Și Scapen, Scapen, acolo e culmea. Vă amintiți scena când Scapen îl scoarce de bani pe genunchi, să creadă că fiul său a fost răpit și îmbarcat pe o galeră turcească. Dar ce naiba căuta pe galera aia? Nu știa ce o să se întâmple, dar ce naiba căuta și da, 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 da. Dar ce naiba căuta? De șapte. De șapte ori repete genunchi, dar ce naiba? De două ori înțelept, până aici nimeni nu răspunde. De altfel atunci tot numărul meu ar crea. Regia vrea ca răspunsul la întrebare să-mi dau eu, prof. A fi profesor de literatură înseamnă să trăiești situația cea mai absurdă. Să faci dintr-un obiect de plăcere un obiect de studiu. Și zâmbesc, în anul acela, în ziua aceea de 17 februarie, m-am depus într-adevăr să vieta lângă catedra, dar n-am spus micul la rugul clasic pentru a analiza mizantropul. La plecarea mea de acasă, sărutându-o pe Martini, soția mea și pe mica noastră, Marie, știam că suferința mi se apropie de sfârșit. Știam, ca și cum aș fi înțeles în sfârșit greșeala de traseu. Știam că într-o bună zi, totul se va termina. Iată cum reacționa publicul meu, cum trăia. Dacă măcar ar fi putut să aplaude, dar nu aplaudam niciodată. Și atunci a trebuit ca totul să se prăbușească. Și m-am prăbușit. M-am prăbușit pe 17 februarie. Dimineața aceea am sărutat-o pe Martin, pe tare și am plecat. Aveam să-i revăd pe ei ca fiecare dimineață, pe Jean-Michel, pe Roger, pe toți. Dar n-aveam niciun mod de gând. Mica frază îmi cânta în cap. Ei, sunt ca animale, dar n-aveam nevoie de stimulente pentru a înfrunta. Trebuia să intru în clasă, să-mi depun servieta lângă catedră, să scot micul la rost clasă, să analizez ce la noi din acolo întâi am izantropul. Dar n-am făcut. În acea zi Molière a venit pentru a doua oară. I-am depus într-adevăr servieta. Dar în locul micului la rus clasic, am scos un pistol din traliera. Și am tras. L-am întâmplat cu sângele aici. I-am împușcat clasa finală. Sunt convocat pentru că am dat afară un elev care, la întrebarea pusă despre cele trei zeități principale ale Egiptului, mi-a răspuns glumind: Isis, Osiris și Clitor. După 17 februarie am pierdut orice contact cu foștii mei colegi. Normal, Raimond a fost singurul care a venit să mă viziteze la închisoare. La blocul M, fiul gardianul meu m-a întrebat: nu vă gândiți niciodată la aceste familii? Bineînțeles că da, mă fiu, bineînțeles. I-am mai spus că sunt trist, că regret, dar el nu înțelegea, nu putea să înțeleagă. Mă fiu, sunt liber, nu-i mai văd pe ei! Numai pentru asta i-ați ucis? Mi-amintesc că am răspuns după o lungă tăcere.
Ai vorbit vreodată la Perez Măziu? Sunt de ani de zile. I-a spus să nu aveți nici măcar dreptul la primare. Verdictul s-a dat într-o seară de iulie. Condamnarea. Închisoarea pe viață. Cu toții mi-am cerut capul. Părinții, presa, ministerul. Martorii urmaseră un baltul. Iar la bară toți își puneau aceeași întrebare. De ce? De ce? De ce? De ce? Nimeni nu înțelegea. Colegii mei, directorul elevii, nu eram un prof rău. Nu mă băteam, nu eram violent, nu mă drogam. Dar în loc să mă apere, în loc să mă acuze, aproape că susțineau apărarea. Iar apoi, într-o zi, ideea. Minunată, extraordinară idee a justiției. Datorită căreia sunt aici, în fața dumneavoastră, în această seară. Eu n-am cerut așa ceva. Nu m-am așteptat, n-am depus niciun dosar. Ceremonia s-a desfășurat într-o duminică. Duminică dimineața, puțin înainte de prânz, pe la ora 12. Ca în filmele cu Gaben și Danone. O adevărată sărbătoare. Sandwich-uri, pateuri, șampanie. Era și directorul închisorii, bineînțeles, și Matiu, gardianul meu, și ziariști. Mulțime de ziariști cu camere de luat de vedere, cu microfoane. Și chiar și Martin și Marie, pe care au avut politețea să le invite. Eram cu toți în vorbitorul cel mare al închisorii, așteptând puțin cam neliniștit cala de cernare a vorbitorului. Eram condamnat la aspune. A fost cuvintele sale ale ministrului, aspune. Pentru prima dată în istoria omenirii eram condamnat să vorbesc despre experiența mea ca profesor, pentru a face să profite toate băturile sociale și să facă astfel o operă de salvare națională. Condamnat-o pe scenă, lumina reflectoare. Acolo unde s-au iubit Romeo și Julieta, unde am murit, unde și pe condamnat la teatru de viață, la stâlpul infamiei secolului nostru, la spovedanie publică, la purificarea bestiei prin teatru. Miniștrii aveau să devină autori dramatici. Cel puțin publicul se va distra, iar justiția va câștiga. Pedagogia prin casă. Iată cadoul pe care, prin dumneavoastră, domnule, vreau să-l ofer țării mele. Și nu ascund că sunt mândru de faptul că număr astăzi, printre purtătorii de cuvânt ai ministerului, pe cel care va fi de mâine profesorul cel mai necesar evoluției întregii națiuni. Acest domn, doamnelor și domnilor, pe care totul îl arată ca fiind un criminal, nu este un criminal. Toate rapoartele o confirmă. Câteva zile mai târziu, a venit un agent artistic desemnat de minister și m-a pus să urmez niște cursuri de dicție, de gestică, de ritm. Ce nu mi-au plăcut. Și în același timp, m-a pus să spun povestea. Spectator, vin astăzi la teatru, pentru teatru. Și pentru a vedea fiara, monstru dezgustător, ucigașul de copii, fiara înspăimântătoare! Apoi au avut loc repetițiile. Apoi repetiția generală. La ora 19 fix, mașina blindată a venit să mă ia de la închisoare. Urma să o fac de atunci în fiecare seară pentru a mă duce la teatru. Un adevărat circ! Cătușe, doi gardieni cu mine în spate și o escortă de 4 motocicliști, mașină blindată, sunt actorul cel mai bine păzit din lume. Cu puțin timp înaintea urcării mele pe scenă, m-am gândit la Martina, soția mea. În sfârșit, vreau să fiu ca ea. Și chiar mai bine, singur, pe o scenă adevărată, în lumina reflectoarelor, în fața unui public adevărat, aveam să fiu aplaudat, ascultat, seară de seară, admirat. Cât ani de zile de când, asta e viața mea, joc. Joc unicul meu rol, personajul meu unic pe care îl voi juca până la moarte. De când fac teatru, n-am mai văzut-o niciodată pe Marie, pe fica mea. Odată, o singură dată mi-a dat un semn de viață. Mi-a trimis o tăietură dintr-un ziar, o fotografie de ei în prima pagină. Era o fotografie de la o manifestație, iar deasupra scria tinerii și viitorul lor. Marie mergea în primul rând cu o pancartă în mână pe care scria "Dați-ne prof". Și am telefonat imediat. Am vrut să știu, am vrut să înțeleg. Ne trebuie prof, dar
nu-i adevărat. Nu asasin care ucid tineretul cu resemnat. Și bărbați și femei care au sânge în mine. De ce vă e frică vouă, profilor? I-am atras atenția, Mărin, nu mai sunt profesor, sunt actor. Glumești? Prof, o zic prof, mereu. N-am și eu ce să zic. Iar după puțin timp, Maria a căutat cu voce din pe deși neumplă, cu vocea unei femei. M-am hotărât să știi. Nu mă vei putea face să-mi schimb părerea. Ce ai hotărât, Maria? Literatura. Voi studia literatura. Și am spus, dar ce-ți trebuie? Profă. Vreau să devin. Și adăugat să le fac. Am revăzut-o pe Marie, fetiță în zăpadă. Și n-am amintit și de la. Monstruozitatea oamenilor depășește cu mult oroarea ficțiunii. Teatrul nu e decât teatru. Așa se spune.